Bună ziua, bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Discuțiile noastre se referă la opinii, nu recomandări de tranzacționare. Mare atenție la utilizarea efectului de levier, pentru că acesta ne poate amplifica profiturile, asta n-ar fi nicio problemă, dar pierderile în condițiile în care nu suntem pe direcția corectă. Și mișcări neașteptate se pot întâmpla oricând. Începem discuția noastră uh, cu, cu piața de capital germană, pentru că e mai interesant ceea ce se petrece în domeniul bursier în ultima perioadă și vedem aici un spike pronunțat peste 10.800. Lucrurile bat în retragere acum, ceea ce mi se pare absolut firesc. Mai puțin așteptat a fost însă pentru cei mai mulți participanți ce s-a întâmplat noaptea trecută. Și haideți să ne uităm la US30. Un grafic pentru care merită să acordăm măcar 5 sau 10 secunde. Și aș spune chiar 5 sau 10 secunde de liniște. Pentru că un grafic care arată în felul acesta ne lămurește despre cât de utilă este ideea convențională de a spune că ceva ce a crescut mult trebuie neapărat să se oprească. Iată că nu se întâmplă așa ceva, nu atunci când este simplu de, de imaginat sau este o chestiune, zic eu, intuitivă. Lucrurile nu funcționează întotdeauna intuitiv sau nu, în genul de intuiție pe care o înțelegem în mod normal. Este o dezbatere lungă, ce probabil va dura ani, ani bun de acum înainte, dacă piețele sunt raționale sau sunt iraționale, dacă piețele sunt emoționale sau dacă până la urmă această impredictibilitate este un lucru favorabil sau e până la urmă un imens minus. Depinde de structura fiecăruia și de modul de adaptare, dar piețele sunt ceea ce sunt. Și uh, a ne imagina că lucrurile pot să meargă după cum uh, ne plănuim noi și că piețele trebuie să ne asculte, nu funcționează. Și cred că, poate cu foarte mici excepții, cred că nu funcționează pentru niciunul dintre marii jucători uh, din, uh, din lume. Pentru că uh, nu uh, există... Uh, Simplitate și linearitate. Există non liniaritate și cu aceasta trebuie să lucrăm. Graficul pe care îl avem în față este US 2000, un grafic futures pe Russell 2000, companiile mult mai numeroase, bineînțeles, după cum spune și numele indicelui, dar și companii care sunt orientate mult mai mult pe piața internă, nu au resursele multinaționalelor și vedem că și aici a existat un salt puternic, atât de, de departe încât a mers la maxime istorice. La fel în cazul US500, acum într-o perioadă de pauză, și la fel în cazul US30, dar nu și în cazul US100. Ceea ce înseamnă că în această aparentă iraționalitate a piețelor există o logică. O rotație s-a petrecut în ultima perioadă dinspre titluri de, de stat și instrumente cu venit fix. Era de notorietate faptul că lucrurile merseseră prea departe, că aveam un balon speculativ acolo, dar nimeni nu știa când se va întâmpla această reversare și puțin s-ar fi așteptat să se întâmple după, imediat după alegeri, la câteva ore după. Deci o mutare a capitalurilor dinspre instrumente cu venit fix spre acțiuni și în cadrul piețelor de acțiuni, noua economie a dat înapoi față de vechea economie, față de conglomerate industriale, față de nume din infrastructură. Uh, motivele pentru această evoluție explozivă țin de, uh, de un întreg context, fundamental, dar și de piață. Fundamental pentru că le iau într-o ordine aleatoare, nu neapărat în ordinea importanței. Relația cu China se speră a fi una mai bună. După ce a fost nominalizat pentru a reprezenta interesele Statelor Unite acolo o persoană apropiată, considerată a fi prietenă cu președintele chinez, avem o reflexie a sentimentului favorabil din Europa. Avem de asemenea un efect în, în economia reală, chiar dacă deocamdată doar la nivel de promisiune, dar compania US Steel promite să creeze joburi în Statele Unite, probabil răspunzând nevoii viitoare pentru, pentru oțel în infrastructură. Și aș spune ingredientul secret poziționarea piețelor a unor participanți în piață încă în manieră prudentă și probabil destul de multe poziții short, fie luate pe futures, fie exprimate pe acțiuni individuale, care au asigurat masa critică de propulsie spre un, spre un nou un nou record istoric. Asta este ceea ce am avut. Record istoric pentru Dow Jones, pentru SP 500, pentru Russell 2000. Bun. Cum poate crește așa? US30 fără nicio știre și direct 300 de puncte. O întrebare. Un trend anterior puternic. Ordine la așteptare și câteva scântei. Asta a inflamat optimismul. Și sper, sper din toată inima că discuțiile noastre aici, dacă nu v-au permis, și asta ar fi idealul, dacă nu v-au permis câștiguri masive, măcar să fi, să fi tentația de a, de a rămâne pe vânzare sau de a intra pe vânzare prea devreme, pentru că ar fi fost destul de costisitor. Și uh, unul din lucrurile pe care le-am discutat ieri uh, era că putem avea un scenariu de tip running correction sau un scenariu de tip, uh, de tip reversare. Ieșirea din canalul de trend descendent și sub 19.60 ne-ar fi dus pe reversare. Ieșirea în sens ascendent sugerează uh, ipoteză de, de evoluție pronunțată. Acum vom vedea și mulțumită sau uh, cu, ajutorul, cu ajutorul mai bine spus al lui Mario Draghi vom vedea dacă uh, această petrecere poate să continue sau cum am scris în mail, dacă nu cumva va opri muzica, va fi ca părintele aspru care vede că lucrurile au scăpat de sub control uh, uh, acasă când se întoarce. Uh, și uh, va, va reteza acest entuziasm. Asta vom vedea pe după amiază, deocamdată există o, o corecție uh, preventivă și cred că e, e firesc și nu neapărat schimbă foarte mult setup-ul, ceea ce se întâmplă acum. Uh, dar uh, ideea de bază este că am avut aici un running correction și asta trebuie să intre în, în setul nostru de, de pattern, de tipare. Acum, uh, probabil că nu o să ne trebuiască foarte, foarte mult... Uh, în, în anii următori, poate pe un grafic daily o dată sau de două ori, fiindcă piețele au mers destul de departe și la un moment dat uh, vor exista niște reversări destul de consistente. Însă, uh, Running Correction poate să opereze în ambele sensuri și, uh, și în, uh, pe trend ascendent, dar și în sens uh, descendent. Sunt mai multe denumiri, nu cazul să ne blocăm între ele. Ceea ce a fost... Uh, pentru mine impresionant, a fost felul în care s-au mișcat indicii, oarecum, dar mai ales felul în care piețele nu se așteptau. Și am zis de nenumărate ori în, în mail-uri și materiale că piețele nu se așteptau. Și cum pot să spui asta că piețele nu se așteptau? Nu doar uitându-ne la poziționarea sentimentului clienților noștri și am discutat asta de, de nenumărate ori. E vorba de o mică parte a unei piețe de retail pe produse derivate. Uh, nu e un indiciu covârșitor, însă ne ajută în anumite situații. Pe de altă parte, un, uh, un aspect foarte important este felul în care arăta opțiunile de tip call, de cumpărare pe futures, uh, s-a introdus o scadență care expiră în miercuri, ceea ce e, uh, e foarte interesant pentru că până acum erau uh, opțiuni săptămânale care expirau doar vineri, până acum, până de curând. Ei bine, aceste opțiuni au avansat, de exemplu un call la 2.225 de puncte, care îți permite să cumperi la 2.225 S&P 500. Când eram la 2.210, aceste opțiuni erau undeva în jur de 0.2, 0.15, 0.20, 0.25, 0.35, ceva în genul acesta. Imaginați-vă cât au ajuns acestea în momentul în care piața a atins 2.240 de puncte. Deci a mers din 0,2 în 10 puncte, 15 puncte. Ca evoluție procentuală absolut, absolut spectaculoasă. Rare ori, rare ori, nu inimaginabil, dar foarte rare se întâmplă cu acesta și de obicei pe sens descendent. Asta este ceea ce a fost impresionant. Pentru că opțiunile ar fi fost mult mai scumpe dacă piețele se așteptau. Dar piețele nu s-au așteptat la așa ceva. Sunt multe lucruri de învățat și multe lucruri de, de explicat. Eu mă gândeam de multă vreme la, la ideea și la necesitatea unor, unor cursuri care să explice cum putem trata astfel de situații și să pregătească pentru că ceea ce se, se poate găsi la, la îndemână sau la liber tehnice tradi tradiționale nu sunt suficiente. Așa că aș, aș avea în vedere foarte serios la începutul anului viitor, organizarea de un astfel de curs, dar va fi un curs foarte specializat, cu informații de foarte bună calitate și cu, cu un, un cost pe măsură care să reflecte valoarea informației și inclusiv munca depusă și anii care au, care au permis să se, ajungă, să se ajungă acolo. Asta este ceea ce vreau să vă, să vă comunic. Detalii în, în perioada următoare. Bun. Revenind la piețe, cred că în momentul de față avem, avem o piață care e sub control emoțional și sub control emoțional se poate, se poate mișca destul de mult. Deci suntem în acea zonă în care ne putem imagina o mașină iarna fără cauciucuri specifice, fără anvelope potrivite, este, este foarte greu de controlat. Asta însemna că o zi care să arate cu încă un plus 2-300 de puncte sau cu un minus 2-300 de puncte este nu doar posibilă, dar aș spune eu, aș îndrăzni să spun, ca opinie, tot ce discutăm aici înseamnă opinii, dar probabilă, astăzi sau mâine, cel târziu aș vedea evoluții de acum înainte mai, mai pronunțate și cu toate acestea aș detecta din ceea ce se, se întâmplă în piață faptul că, mai ales în Statele Unite, traderii se apropie de acel punct culminant, acel punct care să, să permită o, o întoarcere uh, Poate nu neapărat a trendului multianual, dar pe acesta o, o întoarcere pe trendul ultimelor săptămâni, cel puțin. O corecție vizibilă pe trendul multianual. Precondițiile pentru așa ceva se, se apropie. Intenția noastră nu ar trebui să fie niciodată să prindem, să prindem maximul. Tentația e foarte mare, dar nu asta e ceea ce ne ajută. Ceea ce ne interesează este însă să, să fim pe mișcare și în direcția corectă. Mario Draghi poate să reteze petrecerea, dar există niște diferențe care se văd între piețele europene și piețele americane. De exemplu, pentru o perioadă, bursa germană a mers mai bine, a avut o performanță relativă mai bună decât, decât cea americană. Asta s-a întâmplat când, după referendum... Pietele și-au dat seama că, de fapt, dezastrul a fost evitat. Și apoi informație pe surse despre, transmise de Reuters, despre un plan de salvare a Monte de Monte Paschi de Siena. Uh, și uh, acum avem o zi liberă în Italia. Dacă ar fi să evaluăm foarte simplu, mie nu mi se mai actualizează, ba da, se actualizează cotațiile, ok. Uh, mă uităm doar la... US 500. Aveam niște ferestre pe aici care îmi obturează. Câmpul meu vizual nu este chiar ceea ce vedeți și dumneavoastră. Este mai restrâns. Deci, dacă ne gândim la această legătură, probabil că piețele au loc să se, să se ajusteze descendent. Bun. În momentul de față nu am poziții în piață. Am am fost destul de activ în sesiunea de ieri, însă însă acum, acum nu sunt expus. Ba chiar mă gândesc, mă gândesc pe termen scurt și strict speculativ, ceea ce când spun strict speculativ înseamnă că încrederea mea este cel mult medie și orizontul de timp este, este restrâns și de aceea riscurile sunt, sunt mari, dar cred că piața ar putea lune ca ușor și n-aș vrea să, deci încercăm puțin, am intrat într-o poziție foarte mică sper eu, uh, în, uh, în, piață. O să punem un stop loss nu la vârfurile uh, recente, ci undeva la 11.050 uh, și o să-l mutăm, o să mutăm mai jos pe măsură ce lucrurile evoluează. Dacă evoluează în favoarea noastră, dacă, dacă nu riscăm 50 de ron, uh, rezonabil pentru așa ceva. Dar asta nu este o poziție de imensă convingere sau ceva extraordinar de de, de, pronunțat, de puternic. Uh, bursa europeană este mai bine pentru că avem decizie în, în, Europa. Piețele așteaptă o prelungire a programului QE, deci, sau măcar indicii pentru, pentru asta. Trei și jumătate, conferința de presă este momentul cheie. Posibil să fi intrat totuși cam, cam târziu. Uneori intuiția trebuie ascultată. Dar uh, Uh, dar să vedem cum se, cum se descurcă piața. Acum mi-am îndreptat atenția asupra, asupra de 30 uh, ideea pe care aveam în minte de când am început uh, webinarul, când eram, uh, când eram mai, mai sus, uh, a fost uh, transferată în acțiune abia acum, câteva 10-15 puncte cred mai, uh, mai jos. Uh. Calendarul ne, ne arată deci că cel mai important moment este decizia de politică monetară rata de dobândă să aștepta a fi menținută, 3 și jumătate în moment cheie, mai avem și cerere de ajutor de șomaj, dar destul de puțin contează. Din fericire, a spune, fiindcă piețele se pot concentra și liniști puțin. Așteptările generale sunt să se prelungească programul QE, dar totuși se întâmplă ceva cu euro. Ați văzut euro SD, iată-l și acum la 1,2797 și aici v-aș propune, pentru că suntem gata să mergem peste 108, aș propune să intrăm într-o poziție ascendentă. ceea Ce am și făcut deja. Un stop loss am intrat cu 006, cred că e destul de mult. Uh, dar nu avem ce să facem. Acum o să punem un stop loss aici sub minimul anterior la 107.55. Cred că, cred că totuși poziția trebuia să fie mai mică. am intrat pe o idee de breakout și pe ideea că acest trend pare să accelereze. Mai mult, din punctul meu de vedere, deși piețele de capital arată destul de bine, cred că există un risc deloc de neglijat ca BCE-ul asta să nu ofere să nu ofere o prelungire cu o etichetă a volumelor lunare injectate adică să fie ușor mai puțin stimulativ decât speră piețele, sau chiar să spună din martie, din aprilie, după luna martie, nu mai cumpărăm 80, ci cumpărăm 60 de miliarde. Și asta cred că ar putea, n-ar fi un dezastru pentru burse și n-ar fi nici de ignorat, dar probabil nici gigantic pentru EURUSD. Însă, felul în care se mișcă piețele aici, inclusiv poate un ajutor dinspre stabilizarea situației în Italia, cu toate că Matteo Renzi și-a depus demisia, dar piețele sunt destul de relaxate pentru că se gândesc că până la lege electorală, sunt foarte... e destul de complicat peisajul acolo în, în, în Italia. În mod normal, dacă nu, trebuie, absolut, dacă nu e absolut necesar să, să înțelegi detaliile, e preferabil să-ți să, să -ți ocupi timpul cu altceva, pentru că uh, sunt multe, multe nuanțe. Uh, dar ideea este că o lege electorală ar putea să fie trecută în ianuarie. Uh, lege electorală, un pachet numit Italicum. Uh, până în ianuarie este puțin probabil să avem alegeri uh, alegeri anticipate. Și asta ar însemna că de fapt, uh, piața mai câștigă câteva săptămâni de liniște. Acum, cât de rațional este să petreci acum pentru că vei avea îndoiele abia avea, avea în ianuarie sau momente dificile, e la alegerea fiecăruia. Dar nimeni n-a spus că piațele sunt cele mai raționale uh, instituții cu putință. Sau uh, creații. Deci... Uh, avem aceste potențial aspecte favorabile, dar și posibile așteptări despre ce ar face BCE-ul. Pe scenarii, probabilitatea văzută de piețe este însă o prelungire a QE și chiar dacă nu se spune clar că va fi tot 80 de miliarde, să se lase să se înțeleagă că asta s-ar putea petrece. Și ar fi un aspect favorabil pentru, pentru bursa germană și bursele europene, în general, și transferabil și spre bursele americane, și mai puțin favorabil pentru uh, pentru uh, moneda unică europeană. Din punctul meu de vedere, există o probabilitate uh, ca lucrurile să stea invers uh, și anume să avem uh, un efect pozitiv pe moneda unică europeană din spre o atitudine un pic mai, mai hockey și a ABC. Vă vedea la 3 și jumătate. Mai sunt, s-au mai întâmplat să câteva lucruri care trebuie discutate și în primul rând, datele din China, date care asigură uh, o undă de optimism. Anume, exporturile care au crescut analizat cu 13%, importurile cam la jumătate, dar tot pe plus, invers, invers, importurile Chinei, deci importurile Chinei au crescut peste dublu față de exporturi. Ideea este că dacă avem consum în China, celelalte economii se bucură, pentru că sunt mai multe efecte favorabile. Ai unde să, să livrezi bunuri și servicii, nu mai ai stresul acela că acolo poate vine o criză care să tragă în jos toată lumea, Uh, e un sentiment general favorabil, plus, uh, plus Ioanul care e de fapt o oglindă și un barometru al celor două lucruri spuse anterior. Așa că, deși China down the road, în, în viitor, este o sursă de pericol, uh, ne gândim și la scăderea rezervelor FX, uh, trendul care continuă de ceva vreme, erau la un moment dat în jur de 4 trilioane, acum vreo un an și jumătate, 2 cred, și acum suntem la 3. Dar, deocamdată, și ăsta este cuvântul cheie, deocamdată piețele se simt mai, mai bine, mai liniștite. Și uh, un sentiment favorabil riscului ajută piețele de capital și în momentul de față ajută mai ales euro, pentru că alte, alte monede, cum ar fi lira sterlină, au probleme specifice. Cred că intră, intră în acest mix. Date, date, importante macro ieri, ar trebui să, să mai verificăm puțin. Din Statele Unite nu am avut lucruri majore, cu excepția relevantelor, nu majore, dar relevantelor job openings, poziții oferite de către companii, cu o revizuire anterioară pronunțată, deci pentru luna anterioară, de la 5,49 la 5,63 de milioane. În orice caz, aceste, aceste valori sunt peste cele din 2007-2008 și chiar cu mult. În schimb, evoluția creditului pentru consumatori, creditul de consum, nu imobiliar, a fost slabă. Luna aceasta, cu 1,5 miliarde sub așteptări, la 16 miliarde, deci un plus de 16 miliarde într-o într lună. Luna anterioară, plus 21,9 miliarde față de 19,3. Deci o revizuire care a mers la 2,4 miliarde mai mare revizuirea pozitivă pentru luna anterioară decât dezamăgirea din luna curentă. Adică, adică un, un mix în general favorabil. Așa că avem, avem un driver care este euro față de o monedă americană ce altfel ea nu e foarte slabă. Deci nu e ca și cum dolarul este zdrobit și de aceea euro se impune. Nu neapărat. Sunt momente în care încep să te gândești uh, uh, dacă nu cumva uh, euro are niște fani care bănuiesc ceva. Vom vedea dacă bănuiesc corect sau nu la trei la și jumătate și poate după aceea. Dar uh, istoric și statistic, uh, nu 100% din cazuri, dar deseori lucrurile, uh, lucrurile au funcționat. Dacă spargem acum, pe termen scurt 1.0793, avem cred 1.0820. Sincer, deși avem deja o poziție, parcă mi-aș dori ca piața să revină spre linia de trend. Acolo ar fi mult mai atractiv risk reward-ul. Am putea genera un stop loss mai apropiat și am, și am amplificat această poziție. De altfel, cred că ce voi face, fiindcă piața nu s-a mișcat, ce voi face va fi să diminuez din, din ea ca să fiu cu inima împăcată. În cazul în care se întoarce, am închis chiar jumătate, 003. În cazul în care se întoarce și revine spre linia de trend, poate mă va interesa uh, să reintru în această, uh, în această direcție. E drept, volatilitatea intratei poate să fie foarte mare și ne poate uh, lichida pozițiile. În plus, mai trebuie să vedem cum va arăta decizia. Uh, dar cu gestiunea riscului inclusiv prin stop loss, dar și mai ales prin volumul poziției, poate fi, poate fi o idee pe care să, să o, să o, să păstrăm în, să o păstrez cel puțin pe acest cont. Bun, idee, observație aici. La începutul, citesc de pe, de pe chat-ul nostru, de pe questions, la începutul anului tot se întrecea o în previziune în care indicii americani pierdeau între 5 și 10% și ce să vezi, este 30, aproximativ 13%. Da, adevărat. Mai mult este că, mai interesant e faptul că avem o dublă surpriză. Unu, am avut Brexit, nu se aștepta, la începutul anului. Doi, a ieșit Donald Trump, nu se așteptau piețele și cu toate acestea... În aceste condiții avem plus, plus consistent pe Dow Jones. Dow Jones s-a performat mai bine decât decât ceilalți indici. Cred că sp ul e mai slab, uh, ca nu neapărat ca valoare absolută, dar relativ. Uh, mai interesant și mai ciudat uh, și mai amuzant cumva e faptul că dacă n-ar fi și Donald Trump, probabil că am fi avut un raliu de scurtă durată, nu câteva ore, cred că ceva mai mult. Și piețele ar fi mers în jos. Pentru că tocmai uh, programul acesta sperat de tăieri de taxe, de repatrieri, de uh, veniturile, uh, de cash al companiilor americane în afară uh, de investiții uh, în infrastructură, tocmai acestea sunt cele care susțin uh, acum optimismul. Deci aș spune că au o scuză cei care, cei care au făcut previziuni și, și noi am fost... Nu are sens să ne ascundem, am fost destul de rezervați la, la începutul anului. Și episoade de, de scădere am avut chiar brutale, numai că el a fost de scurtă durată și piața și-a revenit. Așa că e destul de clar că piețele nu sunt anticipabile în mod linear și, și simplu. Și că, de fapt, este, este o încercare în întuneric, o încercare de a, de a lumina un în întuneric care, de fapt, e, e nepătruns, ca, ca o lanternă de buzunar în, în spațiu cosmic. Bun. Ceea ce putem face este să avem vizibilitate pe termen scurt și să ne îmbunătățim șansele pe termen scurt. Și lucrul acesta sunt ferm convins că că există, că astfel de tehnici, astfel de instrumente există, sunt aplicabile și, și în momentul în care suntem disciplinați o aduc rezultate, rezultate foarte bune. Bun. Ok. Cred că am răspuns la întrebarea pe care acum am văzut-o ce concluzie, ce concluzie tragem. Despre, despre discuția anterioară. Bun, dacă lucrul nu arată uh, nu arată ascendent, nu depășim 1.0820, nu mergem spre 1.0863 sau 1.082, ceea ce ar fi posibil dacă drag este puțin mai uh, mai, mai hawkish sau mai puțin dovish. Adică este mai înclinat să restrângă programul QE decât să plângească la nivelul actual. Dacă oferă exact ceea ce își doresc piețele, probabil că spargem 1.0752, mergem spre 1.0709 sau chiar 1.0680. Dacă întrebarea ar fi cât de severă ar putea fi scăderea, aș spune că trebuie să revenim la graficul mai larg. Și o mișcare decentă, dar care să nu anuleze ideea colectivă, ar fi spre 1.0667. Mai jos decât aceasta, am revenit într-o regiune delicată, într-o regiune în care nu 0520 în câteva sesiuni ar, ar intra în discuție. Cred că uh, în mediul actual benign referitor la Italia, revenirea uh, puternică a EuroSD în zona inferioară, deci o scădere semnificativă a EuroSD este mai puțin probabilă. Însă, de asemenea, Mă gândesc că piețele au uh, o foarte pronunțată uh, tendință de a vedea pe termen scurt și de a nu fi atente la pericolele din viitor și de a le lua în calcul dintr-o dată și într-o manieră foarte severă. Uh, așa că uh, în momentul în care vom vedea din nou acțiunile din... din sectorul bancar italian și nu numai. Poate, poate știu eu un eveniment care să altereze șansele uh, lui Fion la președinție și să le majoreze pe cele ale contracandidatei sale, Marine Le Pen. Ar, uh, acestea ar putea fi elemente de destabilizare în, uh, în Europa pentru burse, dar și pentru uh, moneda europeană. Bun. Revenind, revenind aici pe, pe EUROSD, cred că am definit lucrurile, scenariile de bază, posibil, chiar dacă acum nu spargem și sincer mi-aș dori să nu spargem acum și să ne întoarcem puțin spre jumătatea rangului, totuși văd o ușoară probabilitate de a merge în sus. Asta chiar și până la și jumătate. După care, Draghi, Draghi are cuvântul să-l să lăsăm pe el să decide. Dacă avem poziții... Nu le lăsați fără stop-loss, nu extrem de apropiate, nu foarte îndepărtate. Extrem de apropiate înseamnă 5, 10, 15 pip și e prea puțin. stop loss foarte îndepărtate ar fi de peste 70-80 de pip și iarăși nu, nu cred că e o idee bună. Dar fiecare își și alege și alege, până la urmă strategia. Uh, alte întrebări. Uh, pe Dow Jones Spot, ok, e una mai, mai lungă tot legat de euro 1, dacă îl văd peste 109, dacă Draghi merge spre extrem cu ceea ce... Deci ce așteptăm noi într-o variată medie? Dacă Draghi merge spre extrem, cred că este posibil să mergem la 109 la 1 astăzi. Da. Pentru că gândiți-vă cum arată piața. E în continuare short, e în continuare bearish pe euro Este o precondiție pentru mișcări puternice. Altfel, dacă nu e nimeni în piață... Se vede în zile puțin lichide, veștile nu contează prea mult. Am trecut pe plus cu indicele nostru. Uh, ok. Uh, o altă referire la discuția noastră anterioară. Estimările pe termen lung sunt dificil de făcut și cu un grad mic de încredere, de confidență, acele intervale de încredere. Uh, că, într-adevăr, cu cât orizontul de, de predicție este mai, mai mare, cu atât, cu atât încrederea scade. Dar caracteristica nu e liniară. Ce vreau să vă spun este că în value investing, investițiile pe termen lung și foarte lung sunt cele care, de fapt, îți dau încredere. Fiindcă nu știi ce se întâmplă la anul. Dar când cumperi o companie care are un business solid, Uh, și operează într-o economie care crește, care respectă anumite reguli, care, uh, să, să spunem, se comportă cum s-a comportat economia americană în ultimele decenii, poți uh, să ai o predictibilitate bună și mai ales când operezi în mod agregat, fiindcă nu știi care este riscul specific, idiosincratic. Uh, așa că uh, există un orizont o perioadă în care încrederea scade și după aceea pe orizont foarte lung, 5, 10, 15 ani, Warren Buffett uh, nu a operat uh, atât de bine și atât de profitabil, uh, lucrând cu incertitudine de fapt, ci cu un grad uh, mai restrâns al acesteia pentru că orizontul de deținere este foarte lung. Uh. Chiar și, chiar și principiul cumpără când toată lumea este panicată, aplicat în perioada crizei financiare, a funcționat foarte bine. Mă amintesc cum a, cum a, a furnizat capital, acțiuni preferențiale Goldman Sachs, care a, erau plătitoare de dobândă, un fel de dividend preferențial, dar de fapt erau dobândă de 10% într-o perioadă în care totul părea să se prăbușească. Acțiunile s-au apreciat, deci a câștigat și câțiva ani uh, dobânda respectivă și acțiunile s-au și apreciat de câteva ori după aceea. Deci, uh, o mișcare excelentă. Bun. Uh, US30, ca să vedem întrebarea. Impulsul din 17.063, din iunie 2016. Iunie 2016 trebuie să fie la, uh, la minimul anterior, pentru că atunci am avut... Uh, atunci am avut Brexitul. Bun, de aici până la 18.600, deci acesta. Ok, este aproape identic cu uh, cel îmi place precizia aici, că sunt date sunt date foarte riguroase, nu sunt, uh, uh, sunt la, la virgulă, cu cel uh, 17.800. 17.800, deci dacă nu luăm umbra lumânării, sau luăm minimul anterior. Da? Adevărat. Impulsurile sunt egale. Foarte bună observație. Pe spot. Ok. Foarte bună observație. În astfel de momente, deci noi comparăm deseori corecțiile, dar în astfel de momente e o idee e bună să compar și impulsurile. Pentru că uneori se întâmplă ca în momentul în care impulsurile sunt egale să apară Așa, ca un fel de reversare. Uneori apare doar o corecție, alteori apare dita mai, dita mai reversare. Dar orice s-ar întâmpla aici, dacă nivelul atins este un, un, maxim pentru o perioadă, cam, cam dens e graficul acesta, puteți realiza și dumneavoastră fiecare pe, pe platforma dumneavoastră. Dacă luăm, deci, nu o să, nu să, nu să pun aici nivelul precis, dacă luăm din minimele, excluzând spike-ul, care a fost într-adevăr pe futures în acea noapte, minimele de dinainte de alegeri pe maximele recente și avem un 23.6, e 19.120, dar dacă avem 38.2, 18.900, dacă avem 50% retragere, 18.680, iar 61.8, care se întâmplă deseori dacă piețele efectiv se întorc, ar fi abia pe la 18.500. Așa că, ce înțelegem de aici? Două lucruri. Unu, nu ne gândim la vânzarea anticipativă, eu ce puțin aș face-o, dar ne putem uita la nivelul recent de pe la 19.500, aici e calculat 558 pe spot, deci la vârfurile recente ne putem uita ca la un nivel de rezistență, cu atât mai important cu cât piața a alunecat un pic, dar mai ales egalizează impulsul anterior cu cel curent. Și doi, dacă piața începe să scadă de aici, într-un orizont, nu știm cât de lung, dar probabil de ordinul săptămânilor, piața ar putea să înregistreze corecții consistente. Deci s-ar putea schimba logica pentru o perioadă dacă de aici începe să se vadă pe daily o scădere. Și acestea sunt cele două concluzii le păstrăm în, în atenție, le avem în vedere uh, și uh, vedem cum închide sesiunea de astăzi, vedem cum, uh, cum arată contextul fundamental. Dar mulțumesc pentru că aceasta este o contribuție foarte utilă pentru toată lumea și este exact ceea ce îmi ce doream, ca să, să schimbăm informații, opinii și să, să folosim acest network effect care este este de fapt baza pentru care mai multe afaceri de mega succes în Statele Unite, inclusiv, inclusiv rețelele sociale și multe, multe altele, alte startup-uri funcționează, de fapt. Bun. Cam asta despre US30. Putem face niște premarci pe termen scurt. Ne putem uita la suport la Uh, 19.500, la un altul mai îndepărtat la 372 și 301. Ca idee, nici, nici n aș vrea să mă mai să mai să segmente decât de 60-60 de puncte. La un moment dat, 60 de puncte era foarte relevant. Cred că încă mai poate să fie relevant, uh, dar nu nici să forțăm lucrurile. Aici 495 până la 555 înseamnă 60 de puncte. Întâmplător sau nu? Uh, deci, uh, vârf, minim, un vârf apropiat și acum vedem dacă piața coboară sub 495. Însă, ideea de bază ar fi că de a, la o asemenea înălțime și după o asemenea evoluție, o reversare nu înseamnă o acțiune intraday de încă 100 de puncte sau să zicem chiar mai mult. Spre exemplu, 19.400 nu înseamnă neapărat că piața s-a piața întors. La nivel daily am avea o revenire cam până pe aici. Insuficient, măcar pentru un dark cloud cover. O închidere zilnică sub 372 ar, ar, pune probleme. În cazul în care creștem la noi maxime, cred că atunci putem folosi tehnica aceasta cu 60 de puncte și să spunem 19.55, 19.615. Pe acolo orientativ ar putea fi un alt, un alt reper foarte, foarte vag, foarte aproximativ în această lume nouă a unor, a unor vârfuri istorice. Eu propun să ne uităm la EURUSD din nou, să vedem cum arată poziția noastră, arată decent. Să ne uităm la DE30, arată mai bine, dar nu extraordinar. Chiar un pic ezitantă. Hmm. Nu știu, chiar în momentul de față, la aceste speculații pe termen foarte scurt, unde o mică trepidație te poate scoate din poziție, nu intenționez neapărat să mă specializez. O să mut stop loss-ul foarte aproape. Asta este ceea ce vreau să fac. Vreau să fim neștiți cu această poziție, pentru că la un moment dat s-ar putea să avem nevoie de capital pentru poziții foarte mari în momentul în care piețele vor avea direcții clare. Și atunci o să mut stop ul la 11.025 și chiar în mod normal chiar aș închide pentru că o piață care alunecă așa ușor, ușor, ușor dă semne de fapt că vreau o, o, un mic rebound. Dar o să-i o să mai dau câteva minute șansă descendentă. Bun. GBPUSD. Suntem încă pe trend ascendent. Ieri a fost un moment mai greu. Am avut date macro slabe. Ar trebui să le avem în, în calendarul nostru financiar. Erau date din industrie. Ieri, miercuri, da. Ok, industrial production, minus 1,3 față de plus 0,2, manufacturing minus 0,4 față de plus 0,8, am mușcat foarte mult din entuziasmul anterior. Parlamentul discută și a discutat și a fost de acord cu un calendar pentru, pentru invocarea articolului 50, dar discuțiile la Curtea Supremă continuă. Opinie a dat apă la moară celor care se opun separării pentru că a spus că Parlamentul ar fi putut, ar fi cedat de fapt din puteri prin organizarea referendumului. Însă o decizie ar, ar fi așteptat acum abia în ianuarie. Eu văd o piață care nu se mișcă cu zeci de pipi pe zi, ci pentru care 100 de pipi pe zi nu mai reprezintă o problemă. Și un trend în continuare ascendent, cu toate datele, datele slabe. Acum, Breșea despre care vorbeam noi, cel puțin din punct de vedere la Curții Supreme, s-a cam amânat. Dar indicii, la cum am văzut că merg lucrurile cu dezbat cu audieri televizate, cu declarații ale, ale judecătorilor, s-ar putea ca indicii despre direcție să avem până atunci. Apoi, un alt lucru pozitiv pentru Lira Stelină este faptul că guvernul s-a angajat să supună Parlamentului planul de negociere, deci cam ce își dorește. Și mai mult au existat niște discuții cum că s-ar dori un acord de tip Norvegia sau Elveția cu Uniunea Europeană. Asta nu pare să fie ca la carte, pentru că Norvegia și Elveția, de fapt, permit libera circulație forței de muncă. Un alt aspect pozitiv pentru Lira e faptul că UK-ul ar fi dispus să plătească pentru a pentru a păstra accesul la, la piața unică. Și uh, lucrul acesta este văzut net favorabil. Deci, eu aș spune că, în, dincolo de mișcarea browniană uzuală, care pentru lirea Stelină poate să însemne câteva zeci de pib și plus minus, tendința ar putea să fie în continuare ascendentă. Să ne ducă peste 27-16, 27-35, 27-68, mai sus avem 28, rezistență. Suportul la 26 26.33, 1.25.80, 1.25.15 și 1.24.83, la care e și linia de trend deocamdată, dar va crește, bineînțeles, cu câțiva pipi și pe, pe, pe oră. Suport dacă spage linia de 3 la 1.24.40, însă nu m-aș aștepta să ajungem acolo în scenarii normale. Bun... Logi, o întrebare despre, despre liră, ce logică are faptul că datele sunt mai puțin bune și liră crește uh, și apoi Parlamentul discută și liră crește. Cred că faptul că Parlamentul discută și apoi claritatea, transparența, păstrarea unor relații cu Uniunea Europeană au generat entuziasmul, în timp ce datele datele de ieri au dus la, la vânzări. Dar au fost vânzări aproape care au generat minimul, dar piața a coborât câteva zeci de și totuși după date din industrie. Deci nu e cu totul, cu totul lipsit de logică ce se întâmplă. Uh, și uh, în niciun caz nu mi-a stabilit, uh, dacă nu tranzacționez pe un un 1, nu mi a stabilit stop loss foarte apropiate, pentru că vedeți cum arată acest grafic, e, este paradisul vânătorilor de uh, nu neapărat de stop loss-uri, dar de poziții slabe, să le spunem. Deci poziții care, care intră, ies, intră, ies și așa mai departe. Bun. Și astăzi a avut un moment de descădere corect, e, e bună observația. E foarte vulnerabil la declarații și foarte sensibil GBP-ul. Eu nu cred că e prea simplu de tranzacționat acum dacă nu avem poziții mai mici și ținute pentru, pentru, mișcări mai largi. Personal am avut tentație masive acum câteva zile când eram pe trend, după care am zis de să așteptăm, avem și de celelalte date, parcă aș lăsa puțin lira să se liniștească. Uh, Dolar yen într-o dinamică laterală, date slabe, foarte slabe din partea PIB-ului, bune din partea sentimentului uh, monitorizat de uh, observatori. Observatori sunt cei care au de-a face direct cu consumatorii. Uh, suntem în range aici, asta e liniștitor, e plăcut <laughs> să vezi un range o stare de așteptare unde nu neapărat trebuie să acționez, este o tentație ca trendul să se miște foarte puternic, cu un suport la 113.08 și 112.86. La... Cum arată acum? Ar fi nevoie totuși în câteva ore de o revenire spre, spre jumătatea sa superioară. Dacă tot rămânem pe aici, riscul unui breakout descendent sporește. Noi avem aici un segment care a rămas cumva suspendat. O să pun pentru echilibrarea probabilităților, o să pun, alegând primul nivel de suport, nu cel mai, cel mai scăzut, nu 112-86. o să pun un al doilea segment și o să spunem că cumva, interesant, jumătatea țintei cade aproape de 112,41, iar ținta completă, puțin mai sus, e drept, cu vreo 14 pip și mai sus de un suport al nostru mai vechi, la 111. 48. Nu am o, o bănuială specifică legată de uh, dolarien, dolar ci mai degrabă aș urmări evoluția dolarului și a sentimentului de risc, barometru pentru care pot să fie bursele. Aurul, mai simplu de discutat, uh, într-o așteptare uh, ce ar fi putut fi mai plină de speranță acum câteva zile, mm nu are rost deocamdată să speculăm prea mult asupra direcției viitoare. Trendul descendent se poate amortiza într-o evoluție laterală și nu neapărat într-o într corecție foarte agresivă sau într-un nou declin. Suportul ar fi la 1165, apoi minimele 1157 și 1147, rezistența la 1190 și 1199, dacă depășim vârfurile locale, inițial ar fi la 1180. Pe termen foarte, foarte scurt, o ușoară tendință de creștere, se vede aici în trepte, este, este posibilă. Fundamental, eu aș favoriza în zilele următoare poate o dinamică mai degrabă constructivă, dar e la nivel de bănuială. Petrolul WTI, trend descendent, destul de blând, m-am exprimat eu, uitându-ne și la Brent, pentru că mai trebuie, mai trebuie din când în când să discutăm și despre, a, și despre petrolul Brent. O să vedem pe unde avem, pe unde avem acel grafic. Cred că aici este, da. A, Petrolul Brent e interesant pentru că a fost un canal de trend aici. Nu e forțat, dar nu e nici cel mai, defini, cel mai bine definit canal de trend. Am ales însă să-l păstrez. Pentru că panta acestei aprecieri este o pantă naturală. Evoluția de după OPEC a fost o evoluție excesivă. Întrebarea este, OPEC-ul convinge sau nu? Dacă va convinge, revenim deasupra canalului de trend și probabil ne instalăm pe un altul aici mai sus. Dacă nu convinge, mergem spre jumătate, spre 51-50-52 în cazul Brentului. Revenim la WTI, avem un rebound modest deocamdată. Pe 10 decembrie, deci în weekend, așa cum se întâmplă deseori discuțiile, o să avem uh, și alte state în afara OPEC-ului care s-ar putea să participe la tăieri, inclusiv Cazacstanul. Uh, unele state au spus că nu o vor face, Brazilia, de exemplu. Trendul descendent este încă în vigoare, dar de fapt e un trend descendent pe M5 sau pe un orizont mai mic. Dacă mergem pe un H1, această tendință nu pare a fi decât o corecție față de, uh, față de mișcarea 30 noiembrie până 5 decembrie, până pe 5 decembrie. Uh, stocurile nu arată rău, dar nici suficiente pentru, pentru un rebound consistent. Așa că ceea ce putem spera aici, mă rog, depinde de poziție, ce ne putem imagina. Nu am niciun fel de, de poziție sau de preferință, dar o retestare a linii de trend este posibilă. Aș urma această logică și aș bănui că piețele poate mai alunecă ușor, ușor. 49.05 ar fi suportul următor, mai semnificativ după 49.60, însă linia de trend ar putea fi la un moment dat depășită dacă există surprize de ordin fundamental. Cineva, un stat din afara OPEC-ului spune că va tăia producția. Un lucru important pentru Rusia mai degrabă și pentru rublă, este că Rosneft a primit a primit suport, sprijin vor fi vândute niște acțiuni de fapt, despre Qatar și într-o cantitate mult mai mică și Glencore, care este un trader pe, pe materii prime, lucru, lucru favorabil pentru că eliberează, eliberează ceva resurse și nu sunt puține pentru bugetul Rusiei, rubla s-a bucurat, s-a apreciat, e vorba de vreo 10 miliarde peste 10 miliarde de, de euro, deci o sumă consistentă. Ceea ce nu afectează direct nu afectează direct petrolul, dar e, e un lucru de de avut în vedere pentru peisajul valutar și peisajul general de risc, mai ales pentru, pentru, activele din Rusia și cred că avem indicele disponibile la tranzacționare. Bun. Ar fi cazul să ne uităm pe scurt la de CAD, trend descendent, un trend care de obicei este corelat cu un petrol mai, mai bine văzut, mai apreciat, nu e cazul acum. Banca Centrală a menținut rata de dobândă, dar am văzut nuanțe hawkish, adică nu, nu foarte pesimiste referitoare la inflație. Deci asta sugerează ceva despre, despre dobânzi și în același timp permite deci, euro USD-CAD USD să, să coboare ușor. Însă acest Trend se face din bucăți și se face cu ezitări și nu știu dacă poate rezista foarte mult dacă petrolul nu își revine. Petrolul ar trebui să-și revină pentru a permite de caldului să continue. În plus, n-am închis încă sub 68, avem sub la 70.7 și e destul de, destul de aproape, dar, dar chiar și sub 68 nu am depășit acest nivel prin închidere. Rezistența la 1.3267, și 1.3341. În Australia se vede acolo o grupare tot mai aproape de 0.75. Unele bănci spun că va fi 0.70 mai degrabă. Balanța comercială slabă, dar ce contează când China oferă date atât de bune? Tendința pare a fi ascendentă, dar o pauză aici. O închidere peste 75.04, n-ar putea duce la 75.28. Suportul este la 74.82, 74.65 și 74.37. Piața nu arată ca și cum ar trebui să crească imediat, însă tehnic și cu datele din China, cumva și fundamental, pare a arăta rezonabil. NZDUSD, zona 072, ei priește. La rândul său, pare a ținti -ți un 072 și a merge, a merge mai sus. Din nou, un, un discurs al lui Wheeler, care este destul de activ în, în ultima perioadă. Nu cred că acesta este un motiv esențial, dar optimismul său despre economie prinde bine NZD-ului, văzând o economie care să continue să, să crească. Și astfel, împreună cu datele bune din China, a fost impulsul inițial pentru depășirea 71-73 și apoi toată poziționarea tehnică, inclusiv acest trend născut după 23 noiembrie au favorizat cumpărătorii. În continuare, pare a fi vorba de, de o primă șansă a cumpărătorilor. Peste 72-28 am avea un 72-46 sau 72-66. Suportul este la 71-73, 71-49 și 71-24. În câteva ore ar trebui să se decidă piața. Dacă alunecă, e loc pentru 20, de PIB și probabil de corecție. Linia de trend însă, teoretic, ar trebui să reziste pentru sesiunea curentă și sesiunile imediat următoare. Și în România, leul este din nou sub 4,50 unități pentru un euro. Asta la nivel de bid. Dar, dar dă puțin să, să crească. Se joacă aici în jurul lui, lui 4,50. Decizie pentru majorarea salariilor a Curții Constituționale amânată pentru, uh, pentru anul viitor. Uh, dacă, dacă rețin bine, deci uh, în orice caz uh, puțin probabil uh, să mai uh, afecteze cotațiile pe termen scurt, însă important de urmărit pe termen, uh, pe termen mai, uh, mai lung. Ce ne interesează acum este 450, 450, 88 și 452, care pere de rezistență, 449, 33, 48, și 447, 62 ca niveluri de suport. În, în, apropierea alegerilor, aproape că sper aici să se, să se, miște ceva, să vedem că euro are, are puls, care are viață, Uh, dar uh, o să vedem. Uh, mâine este ocazie pentru asta și luni după alege. Uh, iarăși, uh, iarăși, un moment cheie. Dacă nu o va face, înseamnă că uh, mai degrabă așteaptă detalii dinspre sectorul bancar și posibil în a doua jumătate a lunii să se simtă mai bine, mai bine leul. Ceea ce poate fi interesant. Mulțumesc pentru atenție. Astăzi o zi importantă cu decizia BCE. Piețele ne învață continuu uh, diverse lecții, unele, unele aplicabile în viață, altele restânse la nivelul piețelor. Vă doresc să, să le aplicați cu succes acolo unde este, este cazul și să navigați cu bine în, în uh, apele potențial agitate ale sesiunii de astăzi, mai ales în privința piețelor de capital. Voi lăsa pozițiile deocamdată deschise. Dacă va fi cazuri pe ceva major, voi, uh, voi reinterveni uh, pe EUROSD sau de 30 dar în principiu acestea, acestea sunt.